Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Lumea televiziunii găzduiește în fiecare zi mulți actori talentați și proiecte de seriale TV. Unul dintre aceste proiecte este serialul numit Tzkili Sepeti. Serialul continuă să fascineze telespectatorii cu povestea sa captivantă și personajele impresionante. Cu toate acestea, Halil Brahim Ceyhan, unul dintre cei mai noti actori ai serialului, trebuie să aibă un rol mai important. Halil Brahim Ceyhan este unul dintre actorii cunoscuți ai Turciei, precum și un actor care își face un nume în străinătate. Talentul lui actoricesc și carisma ecranului sunt incontestabile. Mai putem spune că face dreptate personajului pe care l-a adus în serial cu acest talent. Dacă ne gândim la ce se va întâmpla în acest proces, fiți siguri că pare a fi un personaj care ar trebui să iasă în prim plan. El reușește să impresioneze publicul cu actoria sa, iar mai mult timp pe ecran va permite seriei Tzkili Sepeti să se vândă mai mult în străinătate mai ușor. Personajul pe care îl portretizează în serial are un mare potențial. Personajul pe care îl interpretează este capabil să fie în centrul poveștii și să atragă atenția publicului. Dar personajul are nevoie de mai multă profunzime și dezvoltare. Personajul lui Halil Brahim Ceyhan ar trebui să apară în mai multe scene, pentru ca fundalul, motivațiile și relațiile personajului să poată fi mai bine înțelese. Halil Brahim Ceyhan are o bază mare de fani. Sunt mulți telespectatori care doresc ca el să preia mai multe roluri în serial. Spectatorii vor să vadă mai mult talentul și prezența lui pe ecran. Acest lucru poate crește interesul pentru serial și poate extinde audiența acestuia. Un rol mai mare al lui Halil Brahim Ceyhan în serialul TV Tzkili Sepeti poate contribui atât la dezvoltarea carierei actorului, cât și la creșterea atracției de audiență a serialului. Având în vedere profunzimea actoriei sale, potențialul personajului și cerințele publicului, cred că acest pas va aduce o mare contribuție la serial. Sper ca producătorii serialului să decidă să facă pași pentru a dezvolta în continuare rolul acestui valoros actor și a mulțumi mai mult publicul. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!